O pensionară este acuzată că și-a bătut și torturat soțul în vârstă de 90 de ani, pe care îl forța să-și petreacă nopțile într-o debara. Aceasta a încercat în toate modurile posibile să nege abuzurile semnalate. Suntem despărțiți, l-am ținut în casă de milă, dar în debara a preferat el să stea. Un bătrân de 90 de ani și-a acuzat soția că l-a torturat luni de zile închis într-o debara. Acesta avea la dispoziție doar un scaun și o găleată în care își făcea nevoile. În timpul zilei, soția îl dădea afară din casă și își petrecea timpul stând pe o bancă de pe faleza din oraș, o localitate pe malul mării la nord de Roma. Într-o zi, o patrulă de poliție l-a observat pe bătrân și a cerut explicații. El a povestit condițiile groaznice în care era forțat să trăiască. Vă rog să mă ajutați. Soția mă închide noaptea într-un dulap. Am doar o găleată și un scaun, ziarele pe post de cearșaf și trebuie să ies afară din casă în timpul zilei. Bătrânul, care are un început de Alzheimer și suferă de demență senilă, este acum găzduit într-un azil de bătrân din zonă. Soția lui este acuzată de rănire și maltratare în familie, dar au încercat în toate modurile să nege abuzurile semnalate de soțul ei. Ne-am despărțit, l-am primit în casă din milă, el singur a vrut să stea în cămara aia, avea acolo o saltea și nu e adevărat că l-am lovit, ar avea semne pe corp, dar nu are, a spus femeia. În cadrul unei emisiuni a încercat să se justifice în privința unei alte acuzații, aceea de a-și fi lovit soțul peste dinți. Sunt acuzată că l-am lovit în proteza dentară, dar nu este adevărat. Am mâncat nuga din aia tare și s-au rupt dinții. Conform reconstituirii, acuzațiile la adresa femeii sunt considerate credibile. Bărbatul a fost nevoit să doarmă fără pat și fără mâncare. Dimineața, soția îl dădea afară din casă și îi înmâna 5 euro, sumă care trebuia să-i ajungă până seara, când îi se permitea să se întoarcă acasă. Ancheta este în desfășurare, relatează observatornews.ro.